o fraudă de 14 sau 15% din produsul intern brut. În acea țară, cu siguranță, multe rele s-ar întâmpla, trolebusele n-ar merge, magazinele s-ar închide, dar în Republica Moldova totuși lucrurile au stat altfel și datorită faptului că oameni profesioniști, Banca Națională și Guvernatorul au avut tăria să se impună profesional pentru a avea cele mai bune decizii, în final și efectele cât mai minime ca impact pentru economia națională.